A fost un meci cu de toate, ca să-i spunem așa. A fost un meci care, de la un moment la altul, trecut de la extaz la agonie în 10 secunde. Chiar mă gândeam că ce este fotbalul când, în loc să ne facem meciul mai ușor sau posibil mai ușor, la penaltul lui Ioniță, în următoarele 10 secunde aveam penaltul contra noastră. Practic, nici nu mă dezmeticisem din, să spun așa, din supărarea între, așa să spun, undeva supărarea de penaltul ratat, că era intervenise și îngrijorarea faptului că avem penalti contra. Din fericire pentru noi, Moldovan a reușit să-l stopeze. A fost un derby frumos, cred eu, un derby care au fost ocazii și de o parte și de alta. Cred că pe undeva am înclinat balanța la nivelul de ocazii. Am reușit și pe final. Mă bucur că băieții, și vreau să-i felicit că nu s-au dat bătuți după ce am fost egalați și am crezut până la sfârșit și fotbalul ne-a răsplătit. Nu. Da. Sper să nu albesc prea curând. Păi nu l-ați întrebat? A fost aici? Nu știu. Da? Da, este un băiat de aur, un fotbalist cu momente de excepție. În păcate, chiar azi de ziua lui n-a reușit să fructifice sau să profite de cadoul pe care l-au oferit toți băieții, pentru că băieții toți au fost de acord să-l lase pe el să execute, pentru că era ziua lui. Pare rău pentru el, pentru că era derby, era ziua lui, este și rapidist. Știu că simte mai mult decât un alt jucător care, să spun, străin, ca să spun așa, dar asta este viața, trebuie să-l facă mai bărbat, mai puternic și să, atunci când are mingea la lovitură 11 metri într-un derby, probabil să dea mult mai bine ca să dea gol. Pe noi a intrat foarte bine, așa cum a intrat și Ignat, care îl felicit pentru debut, și Ciobi. Toți care au intrat după bancă au dus aportul lor și mă bucur că au făcut acest lucru și au intrat cu maximă seriozitate, conectați la ceea ce se întâmplă în teren, și au adus un aport important și o prospețime de care aveam nevoie. Nu l-ați întrebat? Păi n-am fost aici? Da, a fost un gol, sincer, eu după bancă mă așteptam să dea cu latul în dreapta portarului. Era mai simplu, dar sunt jucători care au sclipiri, așa cum este și Fane. Iar în momentul ăla, important e că pentru frumusețea, să spun așa, a fotbalului și pentru galerie, pe undeva a ieșit un gol foarte frumos. A venit ca un răspuns așa la faptul că a dorit să-și asume mai mult, să fie mai mult. Bine, eu a asumat în momentul ăla, nu știu ce să spun, că nu la ăla mă referam în special, pentru că eu totuși cred că golurile se marchează cu simplitate, în primul rând. Dar atâta timp cât mingea atinge plasa și tabela de marcare se schimbă, dreptatea are jucătorul, așa că a reușit un gol frumos, probabil va face parte din CV-ul lui de acum încolo. Și pentru moralul lui, pentru că e un băiat care se antrenează bine, serios. Și pentru echipă, în primul rând, pentru liniștea, așa, minutele alea de în extra time, dacă aveam nevoie, aveam și o liniște, să zic așa, în plus. Nu știu, spuneți-mi voi, că nu mi-aduc aminte toate golurile. Sau... În momentul ăsta... Nu știu dacă pot să aliniez cea mai bună echipă, pentru că încă nu toți jucătorii sunt apți. Chiar dacă Albu a fost cu noi pe bancă astăzi, nu vreau să risc la acest meci, pentru că are două antrenamente în picioare și nu cred că... nu era normal să fie riscat, chiar dacă era un meci important, dar devine o soluție pentru următorul meci. Mai avem un meci, sunt bucuros pentru că am câștigat acest meci, pentru că era important și din cauza faptului că
Celelalte echipe se apropie sau s-au strâns acolo în primele 6 locuri, echipe care sunt foarte aproape la punctaj, diferența. Și aș vrea ca atunci când plec în cantonament să plec cu cât mai mulți jucători. Am văzut și pe Papeu că se plimba fără cârje, ceea ce ne dă o speranță în plus. Și încet, încet sperăm și Costache să intre și să avem efectiv complet și să pot să aliniez cea mai bună echipă la momentul respectiv. Bineînțeles că după depinde doar de ei și de ce mi-arată în antrenament și cu cât de mult mă conving, ca să spun așa, pe undeva, ca să-i arunc în teren, pentru că până la urmă sunt doar 11 locuri și cam greu să-i bași pe toți. Da, am trecut de faza cu Moș Crăciun, dar mi-aș dori o victorie meciul cu UTA. Rapid face un sezon foarte bun până în momentul de față, este în primele 3 și vreau să rămânem acolo, pentru că sunt 20 de meciuri în care am muncit, băieții au muncit, în care au dat dovadă multe momente că se ridică la nivelul a ce înseamnă faima acestui club. Bineînțeles că am pretenții ca în continuare să avem o constanță în ceea ce înseamnă randament, pentru că asta se cere la Rapid sau la echipă mare, dacă vrei să numești așa. Asta vreau, pentru că a putea atinge obiective importante cum avem noi, trebuie să menții un nivel ridicat și să vedem ce se întâmplă la nivel de mercato, să spun așa, dacă asta voi discuta luni cu clubul și vom vedea ce modificări putem să facem. Păi nu, deocamdată l-am anunțat atât pe Duso, pe Marzucă și pe Voituș că nu fac parte din planurile mele pentru ce a mai rămas din acest sezon. Am anunțat de luni pentru că mi se pare corect să fie așa, să aibă și ei timp să-și găsească echipe sau să decidă ceea ce vor face cu cariera lor de acum încolo.